la 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 la. Și îl joacă momârlani, la 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 la. Ăsta-i joc din Petroșani, la 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 la. Și îl joacă momârlani, la 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 la. La poala parângului, la 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 la. Joacă Valea Jiului, la 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 la. Valea Jiului, tărâm al dacilor și al urmașilor urmașilor lor. Aici natura a păstrat nenumărate oaze de liniște pentru oamenii acestor locuri. Pentru mulți, mineritul era o sursă de pâine, o sursă de viață. Acum, cu patru mine aflate pe închidere, mulți dintre minerii Văii Jiului nu știu ce le rezervă ziua de mâine. Incertitudinea locurilor de muncă din vale ne-a îndemnat să ne deplasăm aici, între Parâng și Retezat, să prezentăm oamenilor noi oportunități de lucru. Cu un potențial turistic prea puțin exploatat, locurile mioritice de pe Jiu nu oferă deocamdată o perspectivă în reorientarea profesională. Vă prezentăm în această emisiune noi deschideri pe piața muncii pentru locuitorii Văii Jiului. Stimați telespectatori, iată-ne la Petroșani, aici în inima Văii Jiului, la firma Eurojobs, pentru a afla ultimele oferte atât pentru minerii care muncesc aici în Valea Jiului, cât și pentru locuitorii din Petroșani. Iată-ne așadar în biroul doamnei Bianca Timiș de la firma Eurojobs de aici din Petroșani, din inima Văii Jiului, pentru a vă prezenta ofertele acestei firme în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, dar și, atenție, iată, emisiunea noastră depășește granițele Europei în Dubai. Bună ziua și bine ați venit la emisiunea noastră și mulțumim de invitație. Bună ziua, bine v-am găsit. Vă mulțumim că ați venit în Valea Jiului să ne vizitați. E o zonă frumoasă și sper să vă simțiți bine. Cum a pornit această idee a firmei dumneavoastră până la a oferi joburi în străinătate? De la ce a pornit totul? Cum s-a desfășurat activitatea de perfecționare? Am înțeles că de aici ați pornit firma Eurojobs. Da, Eurojobs are o activitate de mulți ani în urmă. În principal, a început cu cursurile de calificare, clasicele cursuri de recalificare. În timp, având în vedere nevoia din piață, a apărut o componentă foarte interesantă și inedită, spun eu, și anume certificarea de competențe, pentru că trăim într-o eră aglomerată și timpul este practic factorul principal și lipsa timpului, și atunci componenta aceasta de certificare de competențe vine în ajutorul clienților noștri, în sensul că nu trebuie să vină să urmeze cursurile, deci nu își pierd timpul, vin, sunt testați teoretic și practic pentru abilitățile pe care le au și primesc evident diploma de competențe. Mai pe românești, așa, ca să înțeleagă telespectatorii, dacă la un restaurant aici din Valea Jiului lucrează ospătar fără școală, exact, să ce n-a făcut niciodată exact școala, exact, dar vrea să aibă și el o pata la mână, exact, ce trebuie să facă acel băiat, acel tânăr sau acea fată care lucrează, să zicem, de 3, 4, 5 ani, nu-i dă nimeni la mână, exact, sunt cei picoli, ce trebuie să facă ca să aibă și el ceva la mână? Deci, stimați spectatori, urmăriți cu atenție ce zice doamna Timiș, pentru că, iată, puteți să vă calificați, să aveți acel certificat cu care mergeți să lucrați în afară. În primul rând, ia legătura cu Eurojobs, o să aveți datele noastre de contact și site-ul. Evident că o persoană specializată din cadrul companiei îi dă toate detaliile necesare privind ceea ce trebuie, privind dosarul pe care trebuie să-l depună. Este programat la examenul de certificare de competențe, evident, de un examen scris, teoretic, și proba practică, după care, evident, autorizat și perfect legal, primește diploma de care are nevoie și care, da, e o realitate, adică orice angajator, fie că e intern sau extern, clar cere, în primul și în primul rând, o dovadă a competențelor pe care le ai. Este primul pas. Deci, dacă an la rând a lucrat fără să aibă ceva la mână, era trecut ca muncitor necalificat pe cartea de muncă, când ia această diplomă se poate este schimba calificat încadrare. Exact. Ce meserii, spuneți-ne, puteți califica?
Foarte multe. Lista este largă. Pe site sunt date toate meserile. Vă spicuiesc așa câteva, eu știu, pe parte de instalator, electrician, bucătar, recepționer, în toate domeniile, îngrijitor la domiciliu, cameristă, bone, da, sigur, toate meserile astea le certificăm foarte simplu. Există o limită de vârstă? Nu există limită de vârstă. Nu există limită de vârstă, omul trebuie să-și întocmească un dosar și să vină la dumneavoastră să aibă această diplomă. Exact. Pe lângă partea de pregătire și de teste, există anumite taxe care solicitați pentru aceste cursuri? Sigur că toate serviciile acestea sunt contra cost. Ei vor găsi pe site-ul nostru în detaliu toate taxele pe care trebuie să le plătească. Nu sunt foarte mari. Sunt exagerate? Nu. Sunt taxe modice. Poate plăti în rate? Da. Deci oamenii la salariu pot plăti în 2-3 rate, să zicem, maxim aceste cursuri, după care, dragi telespectatori, vă luați această diplomă și nu mai aveți bătaie de cap cu locurile de muncă în străinătate. Pentru că vorbeam de locurile de muncă în străinătate, iată aici la dumneavoastră, pe lângă partea de minerit, vreți să duceți românii să o ducă mai bine, pentru că cu această meserie nu prea se mai câștigă bani aici în Valea Jiului. Ce meserii aveți dumneavoastră nevoie, ce oameni calificați sau necalificați pe care îi calificați, vreți să-i trimiteți și unde? Aveți dreptate, din păcate, și o spun cu toată tristețea, Valea Jiului trece, nu numai în momentul de față, de câțiva ani buni, printr-o perioadă foarte grea și neagră. Noi nu ne adresăm numai Văii Jiului. Asta mă întrebam, pentru emisiunea asta se urmărește foarte mult și în străinătate, deci pot să vină și să vă contactezi românii de afară? Pot să vină să ne contactezi românii din România, pot să ne contacteze românii din afară, deci ne adresăm oricărui client care dorește să lucreze cu noi. Și calificați, chiar dacă e din Dolj, Mehedinți, Vâlcea, poate să vină la noi. Exact. De oriunde. Să vorbim despre ofertele de muncă pe care le aveți. Luna august. În momentul de față, pentru luna august, avem o componentă foarte importantă pentru Anglia și vorbim de vecinătatea Londrei, unde colaborăm cu câteva azile de bătrâni private și nu numai. Ducem acolo personal medical, în speță asistente medicale și îngrijitori, infirmieri, mai pe înțelesul tuturor. Nu numai, ducem pe partea de construcții, electricieni, instalatori și așa mai departe, toate meseriile acestea. Asta pentru Anglia. Ducem ca și noutate, cum spuneați la început, spre Emiratele Arabe Unite. Dubai, mai precis că e cunoscut foarte mult, Dubai. Dubai e, mă rog, un nume care trezește mai nou. Da. Avem o legendă aici, pe Bianca Drăgușanu, care a plecat din Petroșani și cam stă mult la Dubai. Ea cu fotomodele, cu alte treburi. Prin Eurojobs, asta pot să vă spun, în rest nu știu, o fi. Ea, de altfel, e din Valea Jiului. Deci pentru Dubai, atenție, stimați spectatori, eu vă rog ca de fiecare dată notați-vă, pentru că vor veni și actele necesare pe care trebuie să le pregătiți pentru a pleca în străinătate. Deci pentru Dubai ce ofertă avem? Deci pentru Dubai oferta este extraordinar de interesantă, în sensul că noi am luat o licență și suntem în parteneriat direct cu o companie de consultanță foarte importantă de acolo, cu implicarea casei regale, deci extraordinar de serioși, pentru că realmente insist pe componenta asta de seriozitate. Și atunci primim orice tip de CV de la orice persoană interesată și aici aș vrea să rețineți că nu ne adresăm doar persoanelor cu calificare minimă sau cu liceu sau persoanelor calificați în anumite meserii, ci de data aceasta spre Dubai, spre Emiratele Arabe, ne referim și avem posturi și pentru intelectuali, da? Deci pentru oamenii care vor să-și construiască o carieră în finanțe, în orice domeniu, deci primim orice tip de CV-ul. Firma cu care avem parteneriat are un portofoliu de peste 3.000 de clienți. Fiecare CV care vine are un sistem individual de tratament, în sensul că pentru fiecare persoană interesată căutăm jobul potrivit și locul potrivit, contractul se și oferta de muncă se discută individual.
Și atunci este foarte, foarte interesant. Singura condiție legată de Dubai și este foarte important de reținut este că contractul de muncă este pe termen de 2 ani. De ce? Pentru că viza de muncă în Emirate este destul de costisitoare și atunci angajatorul, evident, insistă pe, această componentă. Și pentru Londra contractele sunt de lungă durată. Cam cât? De la 1 la 2 ani sau peste 2 ani? Minim 2 ani. Deci minim 2 ani. De ce? Spre exemplu, partenerul care este proprietarul acestor azile de bătrâni în Londra de data aceasta are un punct de vedere care mie una mi se pare foarte sănătos. Adică îmi spune, domnule, sunt aparținătorii familiilor care vin în vizită și pentru prestanța mea și pentru imaginea mea nu este bine ca personalul meu să se schimbe tot timpul și atunci ei sunt ca o familie și asta este iarăși un lucru asupra căruia aș vrea să insist că ideea aceasta de recrutare de personal n-a venit așa, vrem noi să selectăm și să recrutăm personal, ci din contră. Eurojobs a făcut o chestie, zic eu, inovatoare. A făcut o cheltuială în a trimite oamenii firmei la locul faptei, cum ar veni. Da? Noi am vizitat azilele de bătrâni, am văzut condițiile, am văzut personalul de acolo, am văzut și am cunoscut personal proprietarii. Și am zis, da, e ok. Pentru că nu e tutuna să trimiți omul așa în lumea largă și să nu știi de fapt unde îl trimiți. Sunt atâtea cazuri care au ajuns și la urechile noastre și așa mai departe, de situații, de drame chiar, și n-am vrea să ajungem în situația asta, atunci noi am făcut puțin invers, adică ne-am dus întâi la angajator, am stabilit clar condițiile contractului și după aceea am început recrutarea. Foarte multe telespectatoare, foste cadre medicale care au lucrat în Sistemul Național de Sănătate, dar nu numai, și domni, ne întreabă dacă există limită de vârstă, doamna Bianca Timiș, pentru Anglia, pentru că vor să lucreze și cei care sunt, să zicem, cu o vârstă mai înaintată. Nu, repet, menirea noastră, cel puțin a celor de la Eurojobs, este să satisfacem orice cerere și atunci selectăm și doamne, selectăm și bărbați pentru funcțiile de asistent medical și îngrijitor. Nu avem limită de vârstă. Este adevărat că înainte de încheierea oricărui contract de muncă, angajatorul, și aici este o facilitate pe care o oferim. Facem noi testările în țară, pentru că limba... Așa, apropo de limbă, da. La ce nivel trebuie să cunoască limba engleză? Minim nivelul conversațional. Este o chestiune elementară și firească. Îi și pregătiți, dacă vor să zici că să lucreze aici pentru a perfecționa limba, cu cursuri de limbă engleză? Da, avem componenta de curs de limbă engleză. Sunt mai multe variante prin care îi ajutăm. Ori urmează cursurile la sediu Eurojobs, sediile de fapt Eurojobs, ori le dăm suportul de curs. Sunt multe variante. Poate fi și online, prin Skype, la distanță. Exact, asta este un element interesant, că toate interviurile se dau prin Skype. Încercăm, pentru că ne adresăm întregii țări, încercăm să nu punem oamenii pe drumuri, da? Deci e destul de greu să vii, știu eu, în Valea... Deși noi avem, nu doar în Valea Jiului, avem... Unde mai aveți sedii, ca să știe telespectatorii? Avem la Timișoara, avem la Arad, în curând o să avem la București, deci e simplu să ne găsească și totuși e greu să te pui pe drum. Și atunci, pentru că trăim în era internetului, e foarte simplu și interviurile se dau pe Skype. Evident că ei vor avea, în momentul în care clientul devine viabil, ei vor avea un interviu și cu angajatorul și de acolo încolo începem cu pregătirea dosarului și cu toate cele. Să vorbim puțin despre partea salariară. Cât câștigă un îngrijitor din azilele private sau de stat britanic? Ei, aici cred că, da, este un salariu între 7 și 14 lire pe oră. Câte ore se lucrează în Regatul Unit? Se lucrează 40 de ore, au un concediu de 28... Săptămână. Pe săptămână, da. Da, sigur. Un concediu de 28 de zile pe an, da? Toate facilitățile pe care legea le prevede, respectiv asigurări medicale și tot ce ține de orice contract de muncă. Este angajați pe acte englezești, deci nu prin detașare, da. Procedura detașării. Transportul, cine îl plătește, să zicem, de la Petroșan sau din România către Londra?
Transportul îl plătește angajatul, deci angajatul nu are, aici iarăși este aici o... Și vede seriozitatea, pentru că eu am întâlnit cazuri pe Franța în care omul, da, dumne, știu toate meseriile care mi le ziceți, când a ajuns acolo nu știa mai nimic și de aceea anumite firme pe care noi le-am prezentat obligă viitorul angajat să-și plătească transportul. Ei, când se pune problema plății transportului, deja mulți evită, nefiind siguri pe meseria pe care o dețin. Transportul îl plătește angajatul. De altfel, aș vrea să insistăm puțin asupra unor aspecte. O noutate, zic eu, și sunt convinsă că este așa, pentru că am auzit N cazuri de firme de recrutare din România și vă rog să mă înțelegeți, nu generalizez, sunt situații aparte. Firme care percep comisioane uriașe din punctul meu de vedere. Elementul de noutate, dacă vreți, și cred că și de încredere, este că Eurojobs nu percepe comision de la angajat. Absolut deloc. Și atunci este evident că toate costurile legate de transport, de cheltuielile de felul acesta, de traduceri, legalizări și așa mai departe, revin angajatul. Este și normal și firesc. Noi, pe de altă parte, îi asistăm pe toată perioada negocierilor, deci până la semnarea contractului și mai mult până la instalarea lor în noul domiciliu. De ce? Pentru că au nevoie să fie asistați în găsirea unei chirii avantajoase, în deschiderea unui cont bancar, sunt oameni care nu știu. Și atunci noi facem toată chestiunea aceasta și mai mult de atât, o să regăsiți pe site, avem o componentă de consultanță juridică și asta mi se pare iarăși foarte interesant și în ajutorul și în beneficiu clientului, a românului care pleacă la muncă în străinătate. Avem avocații firmei care pe teritoriul României îi asistă în orice nevoie sau caz ar avea, dar mai mult de atât avem avocatul angajat în Londra, care pe toată durata contractului, derulării contractului de muncă, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva sau e implicat într-o situație și are nevoie de un suport și ajutor juridic, noi le putem pune la dispoziție aceste servicii. Mai mult de atât, avocații noștri supervizează fiecare contract de muncă în așa fel încât legea să fie respectată, angajatul să fie protejat, angajatorul să fie protejat și el, pentru că până la urmă este vorba de două părți și fiecare dintre ele trebuie să fie mulțumită, deci cred că acoperim toată plaja de posibile, știu eu, probleme care ar putea să apară și încercăm să venim în ajutorul lor cu ceea ce putem noi. Acum telespectatorii trebuie să-și noteze, doamna Timiș, să ne spuneți actele necesare pentru întocmirea dosarului. Deci, stimați telespectatori, luați-vă hârtiuța, creionul și fiți atenți ca să nu mai se repete când veți suna să cereți detalii, încă o dată cu întrebarea ce acte ne trebuiesc. Dosarul este un dosar clasic care va conține, evident, actele de identitate, actele de studiu pe care le are, va fi nevoie de un cazier judiciar, vom cere cu siguranță, pentru că avem filtrele noastre, tocmai pentru că s-au întâmplat situații în care angajații să părăsească locul de muncă și așa mai departe și atunci cerem una, două recomandări de la locurile de muncă anterioare. Bineînțeles că e nevoie de o adeverință medicală de la medic și așa mai departe. Deci, fotografii văd aici. Da, fotografii. Oricum, primul pas pe care ei trebuie să-l urmeze este să intre pe site-ul nostru. Acolo au posibilitatea să își încarce CV-ul și fotografia, de acolo plecăm, da? După care, dacă este un candidat viabil, punem la punct dosarul și cam asta este tot. Oricum, toate condițiile și toate aceste chestiuni le găsesc în detaliu pe site. Este un site ușor de parcurs și foarte simplu de... Foarte mulți telespectatori ne urmăresc în acest moment în Basarabia, la Chișinău, în Republica Moldova. Să revenim la Dubai, pentru că mulți ne întreabă dacă și cei de acolo din Basarabia au drept de muncă în Dubai. De câte știu, eu merg fără viză. Da, pentru România de foarte scurt timp a fost exclusă și viza la sosire. Și înainte era simplu, relativ simplu, nu era nicio problemă. Cei din Basarabia, la fel, pot la să fel, se adreseze, da, dumneavoastră. Exact, da. Să vorbim puțin despre ofertele pentru Dubai. Văd aici că aveți nevoie de ospătari chelneri,
vânzători în unități de alimentare, recepționeri, cameriste, bucătari. Ce mai vor arabii să aducă din România ca forță de muncă? Asta vă spuneam că este foarte interesant felul în care lucrăm cu Dubai. Practic, repet, primim orice tip de CV pentru zona Emiratelor Arabe. E adevărat că segmentul hotelier și de restaurant este mai variat pentru că zona cu preponderență e axată pe segmentul acesta de turism, dar, repet, ne adresăm în această situație și absolvenților de facultăți, persoanelor care își doresc o carieră într-un anumit domeniu, să spunem, finanțe, inginerie și așa mai departe. Dubai arhitecți, parcă știu că au nevoie. Da, exact, Dubaiul, asta vreau să vă spun, că Dubaiul este o zonă în permanentă construcție și reconstrucție, așa încât segmentul acesta de ingineri, constructori, arhitecți este extrem de bine vizat și atunci așteptăm orice CV-ul. Salariu minim pe oră, de la cât pornește? Este greu să vă spun, pentru că joburile variază. Ce pot să vă spun este că fiecare contract de muncă se negociază individual. Este evident că nu putem vorbi de un salariu minim mediu, având în vedere că există o diferență fantastică între un recepționer, spre exemplu, și un inginer. Deci fiecare posibil candidat beneficiază pe zona de Dubai de negociere și de tratament personalizat. Pleacă, din câte știu, de la $10, cel mai mic, să zic. Cam așa. Deci, cam $80 pe zi, minim, puteți obține în Dubai. Fiind o țară îndepărtată, acolo cine se ocupă de transport? Angajatorul direct sau tot aplicantul? Ei, o să vi se pară interesant de-a dreptul, dacă nu amuzant. Să ajungi în Dubai este poate mai simplu decât să ajungi în Londra, pentru că Dubaiul în ultimii ani a devenit o destinație, realmente o destinație pentru români. Sunt în momentul de față săptămânal foarte multe curse spre Dubai, de avion mă refer, e singura variantă de altfel. Avem curse directe, să ajungi în Dubai astăzi înseamnă ca timp 5 ore de zbor, iar ca și costuri poate să însemne în jur de 200 de euro dacă biletul este rezervat din timp, maxim 300 și ceva de euro. Se călătorește foarte simplu și aici, și în acest caz, costurile sunt suportate de angajat, de altfel, dar angajatul nu plătește niciun comision la angajare, ceea ce e mare lucru, spun eu. Asta este foarte important de precizat. Deci la firma Eurojob nu există comision pentru plecare, se plătește doar transportul, stimați telespectatori. Foarte mulți dintre dumneavoastră ne întrebați în cât timp se pleacă de la depunerea dosarului. Deci să zicem că luni vine la dumneavoastră un candidat care are limba engleză la perfecție, vrea să fie camerist în Dubai sau îngrijitor într-un spital din Regatul Unit. De la depunerea dosarului, în cât timp să-și ia biletul de avion dacă îndeplinește toate condițiile? De la depunerea dosarului, bine, de la depunerea CV-ului mai exact, da, pentru că dosarul ar putea implica un procedeu mai lung. De la depunerea CV-ului, în maxim o lună de zile, ar putea să plece. Acum, așa, aici există particularități. În ce sens? Dau un exemplu. Pe Londra, pe componenta de azile de bătrâni și pe jobul de asistent medical, cred că toată lumea știe, sau cei care au mai avut contact, știu că există acel NMC, este un certificat pe care, o certificare de altfel, pe care Anglia o dă asistentelor medicale. Și acolo este un alt dosar de depus. O să spuneți, da, dar e complicat până e NMC și așa mai departe. Uite, iarăși venim în ajutorul clienților noștri și avem un agrement cu angajatorul, prin care angajatorul spune așa, da, dacă persoana este asistentă medicală, de exemplu, da, și întrunește toate condițiile și în urma interviului și de limbă și așa mai departe, este un candidat viabil pentru noi, acceptăm să vină, se încadrează o lună de zile pe postul de îngrijitor, pentru că nu deține efectiv acel NMC și nu are dreptul să profeseze ca asistent pe teritoriul Angliei, deci se încadrează ca și îngrijitor. Angajatorul
o ajută și o consiliază să-și depună dosarul în Anglia pentru obținerea NMC-ului, iar în momentul în care NMC-ul este în mâna angajatului, se face trecerea pe postul de asistent, ceea ce e mare lucru, pentru că obținerea unui NMC poate să dureze și până la 2 luni de zile, aplicat din România. Și atunci, iarăși este un element de noutate că am găsit o soluție și pentru această problemă. Vă rog să mă credeți că au venit foarte multe CV-uri și ăsta este un impediment. Faptul că asistentele medicale nu au și n-au cum să aibă, este evident. Și atunci îi ajutăm așa. Câți oameni ați trimis, să zicem, de la începutul anului 2015 până în prezent, în mare? Destul de mulți. Peste 100? Destul de mulți. Cam așa. Am în jur de 100 și pentru până la sfârșitul anului, dacă punem și Dubaiul, aici e nelimitat ca număr. Exact. Și pentru Anglia ar mai fi loc de încă 100. Să știți că pentru Anglia e loc de foarte mult. Deci englezii ne vor, nu e ce se spune pe la televiziunile britanice că am fi discriminați, că românii nu sunt bine văzuți acolo, mai mult cu țiganii, mai mult cu furatul. Cum, când v-ați dus să vedeți acele azile? Și au aflat patronii, proprietarii că sunteți români. Știau că sunt. Ce v-au zis când v-au și văzut? Să știți că nu este așa. E adevărat, există o temere și e firească. În orice situație cred că ar apărea, mai ales că angajatorul plătește comisionul. Și este acea temere pentru că într-adevăr au fost situații și o practică ca românii unii, nu generalizez, dar au fost situații în care s-au dus la muncă să obțină contractul și dreptul de muncă, după care au ieșit din contract înainte de termen și atunci s-a creat o oarecare, știu eu, aplanat asupra românilor. Dar, repet, suntem genul de companie care anticipăm toate aceste posibile situații și, repet, încercăm să găsim situația de win-win, adică și angajatorul și angajatul trebuie să se simtă confortabil. Și atunci, evident că avem filtre de selecție, evident că în situația în care, să zicem, există posibilitatea sau există, planează, știu eu, suspiciunea că angajatul ar putea părăsi, să zicem, locul de muncă mai devreme, se pot institui niște garanții pe care el le poate primi înapoi la completarea contractului. Sunt N variante. Deci, dar totul este în interesul ambelor părți. Cu această speranță că noi românii acolo nu suntem discriminați și suntem așteptați atât în Regatul Unit cât și în Dubai, mergem să vorbim, stimați telespectatori, în continuare cu un senator al Văii Jiului, minerii să fie atenți și pensionarii, pentru că avem pentru dânsii o ofertă extraordinară pentru a lucra în Suedia și pensionarii vor avea o surpriză plăcută din această toamnă când Parlamentul își reia sesiunea de toamnă. Stimați telespectatori, iată-ne aici în Valea Jiului, la Uricani, la exploatarea minieră din această zonă, una dintre cele mai vechi exploatări miniere din Valea Jiului, la invitația domnului senator Aralan Ionuțu, care de la Irma TV l-ați văzut acum câteva săptămâni, a invitat aici în Valea Jiului. Bună ziua! Bună ziua, bună ziua tuturor! Vă mulțumim pentru invitație. Filmăm, trebuie să răspundem telespectatorilor, într-o zi importantă. Astăzi este ziua minerilor, un cuvânt pentru acești truditori ai subteranului. La mulți ani tuturor și noroc bun! Și noroc bun! Dragi prieteni, așa cum v-am promis încă de acum câteva săptămâni, la inițiativa domnului senator, minerii disponibilizați de aici din Valea Jiului își vor găsi de lucru în străinătate. Câteva momente ne va da domnul senator, rămâneți pe recepție pentru că apoi pensionarii, nu numai de aici, dar din întreaga țară, vor avea o veste importantă din următoarea sesiune legislativă, s-ar putea să primească ceva în plus la pensie. Deci să vorbim despre minerii de aici pe care noastră încercați să-i ajutați să-și găsească de muncă în afară. Într-adevăr, după cum bine ați subliniat, mulți mineri activi încă din Valea Jiului, care au trudit aici, au nevoie astăzi de un alt loc de muncă, deoarece în Valea Jiului, începând cu anul 1997, au avut loc o serie de disponibilizări, o parte dintre ele justificată de, să spun așa, diminuarea rezervelor de cărbune, de huilă din Valea Jiului, unele mai puțin justificate sau justificate doar de niște politici publice greșite la un moment dat de unele guverne, dar până la urmă mai puțin contează și nu prea încălzește pe oameni cine și cea, cu ce a fost de vină. Important este ca astăzi să le aducem soluții acestor oameni, pentru că
sunt câteva mii de oameni care încă sunt apti de muncă, au magazinat o experiență și o expertiză pe care nu o poți acumula în altă parte decât într-o mină, și munca lor și expertiza lor ar trebui valorificată. Și din păcate, în România, în acest moment, nu mai prea sunt alte variante pentru a exercita această meserie de miner și alte meserii conexe, cum ar fi artificier și alte meserii, repet, foarte căutate pe alte piețe în Europa. Și dintre aceste piețe, dintre țările care au nevoie de mineri la ora aceasta, țările din peninsula scandinavă, Suedia, Norvegia, sunt țările care caută la ora aceasta oameni specializați, oameni pe care Valea Jiului poate pune la dispoziție. Și sigur, foarte mulți dintre ortacii noștri au lucrat o vreme în Ungaria, astăzi s-au închis și pe acolo acele exploatări miniere, dar trebuie să găsim o soluție și îi rog pe cei care au nevoie sau vor să lucreze într-o exploatare minieră în afara țării, să găsim o soluție să lucreze, poate chiar pentru o perioadă temporară. Eu știu, dar nu înseamnă că dacă pleci în Suedia să te angajezi ca acolo toată viața. Lucrezi un an, doi, trei, cinci, oricum salariile sunt mult mai consistente. Munca, trebuie să spunem, este mai ușoară ca în România de multe ori și asta o spun toți cei care au lucrat în afara țării. Sunt tehnologii mai moderne, condiții de securitate foarte bune. Dezavantajul este că stai mai departe de familie, ceea ce este un mare dezavantaj, să spun așa, o grea încercare pentru foarte multă lume, dar până la urmă ortații noștri sunt oameni căliți și ei fac pentru familiile lor maxim de efort și de sacrificiu. Și îi rog să se adreseze cabinetului parlamentar, cabinetului senatorial al meu. Unde este situat în Petroșani? Strada Nicolae Bălcescu, numărul 1. Este în centrul orașului Petroșani, deasupra taxelor și impozitelor, toată lumea știe unde se plătesc taxele. Deasupra banilor, să zicem. Da, taxelor și impozitelor în Petroșani. Și vreau să se adreseze pentru că suntem în discuție cu autoritățile din aceste state și să găsim soluții pentru a face un transfer, sigur, funcție de specializare a fiecăruia, de vârstă, de capacitatea de muncă, să găsim soluții și să lucreze acolo. Pentru că este o soluție, chiar și temporară este o soluție. Sigur, în Valea Jiului trebuie să punem și alte lucruri în loc, să dezvoltăm activități economice alternative, una dintre activitățile pe care autoritățile le-au identificat și au făcut investiții consistente până la ora aceasta, este turismul. Ales că dacă privim de jur împrejur, Dumnezeu ne-a dat peisaje extraordinare aici, rămâne ca noi să avem suficientă minte să le valorificăm. Când să aibă speranța primii mineri că vor pleca în Suedia sau în Norvegia? Când veți finaliza discuțiile cu partenerii străini? Noi sperăm că până la sfârșitul acestui an, cum se știe numărul de doritori și de discuțiile să putem încheia primele contracte și eventual chiar să se plece la muncă. Vorbeam la începutul acestui interviu că pensionarii, nu numai din Valea Jiului, dar și din țară, vor avea o veste bună din partea Departamentului de Muncă din UNEPR pe care îl conduceți. Despre ce este vorba? Este vorba despre o inițiativă parlamentară a colegului nostru, senatorul Constantin Popa, o inițiativă care la ora aceasta o discutăm în cadrul Departamentului de Muncă, Protecție Socială a Uniunii Naționale pentru Progresul României, a partidului din care facem parte. Facem toate calculele, toate estimările, toate simulările și sperăm să susținem inițiativa prin care să fie introdusă a 13-a pensie pentru pensionarii care au o pensie sub 1.500 de lei. Acum rămâne să vedem cât ne permite și bugetul, de la ce sumă în sus sau în jos vom programa aceste a 13-a pensie. Dar cert este că, într-adevăr, putem vedea de foarte multe ori, mai ales în preajma sărbătorilor, pascale sau de Crăciun, cozi lungi la casele de ajutor reciproc, pensionari care încearcă să-și asigure sărbătorile acestea prin un împrumut de la casa de ajutor reciproc sau la bănci care reușesc să obțină aceste împrumuturi. Vrem să sprijinim și pe această soluție oamenii care au construit România și care nu din vina lor au ajuns ca astăzi să aibă venituri care să nu le acopere alimentația de zi cu zi și tratamentul, pentru că asta este o mare problemă pentru toți oamenii. Pentru majoritatea oamenilor în vârstă,
medicamentele și tratamentele care sunt foarte costisite. În numele ortacilor mei, mulțumesc postului Edmo TV și dumneavoastră, domnule Sorin și colaboratorilor echipei noastre, pentru lucrurile extraordinare pe care le faceți pentru Valea Jiului, Medoara și pentru românii de pregătire, de unde s-ar afla ei. Stimați telespectatori, mineri de aici din Valea Jiului, scrieți domnului senator pe adresa de e-mail la muncaneuropa@yahoo.com. Toate mesajele vor ajunge la domnia sa, mai ales numărul de telefon care este afișat în josul ecranului, îl sunați. Personal, șefa de cabinet, chiar dânsul, va răspunde începând de luni. Mergeți să vă angajați în Suedia sau Norvegia. Toate cele bune, vă mulțumim mult! Frunză verge, frunză, frunză, mă mușca mândră de buză. Și dacă mă doare, trebuie să răbd, fiindcă mă mușca cu drag, mă. Frunzuliță verge, frunză, frunză, mă mușca mândră de buză. Și dacă mă doare, trebuie să răbd, fiindcă mă mușca cu drag, mă. Steavă norocoasă, mândra mea frumoasă, cum să nu fiu dușmănii? Am câta pucere și un pic de avere, nu-mi doresc nimic mai mult. Steavă norocoasă, mândra mea frumoasă, cum să nu fiu dușmănii? Asta-i viața, frace, norocul să-mparce, după cum ți-o fost sorcit. Pentru cine, fiindcă ești prea mândră, multă lume-mi poartă și udă. Pentru cine mândră, puiul meu, multă lume supărie. Pentru cine, fiindcă ești prea mândră, multă lume-mi poartă și udă. Steavă norocoasă, mândra mea frumoasă, cum să nu fiu dușmănii? Câta pucere și un pic de avere, nu-mi doresc nimic mai mult. Steaua norocoasă, mândra mea frumoasă, cum să nu fiu dușmănii? Asta-i viața, frace, norocul să-mparce, după cum ți-o fost sorcit. Îndreptare păcimașă, la petreșerii fruntașă. Dragă mi când văd cât îi dă oață, fică-mi dă poftă de viață. Am o mândretare păcimașă, la petreșerii fruntașă. Dragă mi când văd cât îi dă oață, fică-mi dă poftă de viață. Steavă norocoasă, mândra mea frumoasă, cum să nu fiu dușmănii? Am câta pucere și un pic de avere, nu-mi doresc nimic mai mult. Steavă norocoasă, mândra mea frumoasă, cum să nu fiu dușmănii? Asta-i viața, frace, norocul să-mparce, după cum ți-o fost sorcit. La poalele retezatului am descoperit un român, un om dedicat oamenilor. Costel Stancu din Uricani a fost primul întreprinzător din zonă după anii 90, în sfera gastronomiei cu specific pur tradițional românesc și în același timp omul care a promovat folclorul în zonă și o face și acum cu aceeași mare pasiune. Stimatele spectatori, iată-ne aici la restaurantul Amicii din Valea Jiului, cel mai vechi restaurant deschis după 1990, împreună cu prieteni dragi, la o zi mare, ziua minerului. Noroc bun la toți invitații de față. Avem oaspeți deosebiți, domnul senator Aralambie Voichițoiu, bună ziua!
Bună ziua și vă mulțumim pentru faptul că astăzi ați venit alături de noi, chiar la noi acasă, să puteți vedea ce avem noi mai frumos aici și printre ceea ce avem noi mai frumos se află și invitații care îi veți prezenta aici, doamna Elena Merișoreanu și tinerii extraordinari care sunt în spatele nostru și care înseamnă și istorie prin costumele pe care le au și înseamnă și viitor, bineînțeles, prin vârsta pe care o au. Doamna Elena Merișoreanu, bună ziua, iată, aici acasă la dumneavoastră. A zice, bine ați venit dumneavoastră aici, chiar dacă sunt plecată de 45 de ani din zonă, eu mă consider de baștină de aici și vă zic, bine ați venit în această sfântă zi, Sfânta Varvara, schimbarea la față și Ziua Minerului. Suntem aici împreună cu un vechi prieten care prima emisiune la Etno s-a făcut în deplasare a fost aici cu Văru Sandel la domnul Costel și doamna Merișoreanu. Și a fost, va rămâne în istoria aceea și o emblemă a postului Etno TV. Domnul Costel Stancu, bună ziua. De când v-a venit ideea, după drevoțe, să deschideți acest loc mirific aici pe malurile Jiului Vestic, am înțeles. Da. Vreau să vă spun că în 1990 am început să deschid firma și până în anul ăsta, în 2015, am aproape 26 de ani de când o am deschisă. Am luat loc întâi pe țară ca și local și sunt unicat în Europa cu colecția care o prezint. Pentru că suntem la emisiunea La Muncă în Europa, telespectatorii Etno TV din țară, dar mai ales din străinătate, pentru că emisiunea noastră este urmărită Spania, Italia, America, Israel chiar. Am primit telefoane foarte multe. Chiar anumiți, cum să zic eu, telespectatori care o știau pe doamna Elena Merișoreanu, au sunat-o ca să îi dați numărul meu de telefon. Dom'le, cum luăm legătura cu realizatorul Etno TV? Spuneți-ne fiecare în parte, cum ați început primul ban să-l câștigați, primul dumneavoastră job. Începem cu doamna Meri. Pentru că suntem în această zi sfântă, Ziua Minerului, aș vrea să vă rețin atenția doar câteva secunde. Faptul că sunt în spatele nostru junipetrileni care au venit aici la Micii, le mulțumesc din tot sufletul de sunt viitorul și dacă ei vin în aceste costume frumoase, vreau să vă asigur că folclorul momârlănesc este pe mâini bune. Dar vreau să vă spun că eu primesc tare multe telefoane de afară și postul Etno este recepționat în toată lumea. Am plecat de la Chicago, la Sydney, în Australia, obosită moartă, după atâtea ore de zbor, că nu mai știam când am coborât pe aeroport, nu mai știam să merg, atâta eram de obosită și după 27 de ore, un copil era cu o doamnă de mână, mi-am dat seama că zic asta e româncă, de prin Arad trebuia să fie, era cu un batic în cap, la care copilul îmi spune, buna, uite-o pe tandea aia cu cârpă neagră de la Etno, mi-a trecut toată oboseala, vă rog să mă crede, domnul senator. Deci, postul Etno e foarte recepționat și românii sunt foarte interesați. Această emisiune a dumneavoastră, să dea Dumnezeu să aveți viață lungă, și ați ales foarte bine acest post Etno, pentru că în străinătate nu pleacă cei cu papion, să știți de la mine. Și ăia ascultă muzică clasică, muzică de operă, muzică mai, să zic eu, mai cultă. Dar omul de rând ascultă muzica populară și îți privește acest post și mai ales interesați să găsească un loc de muncă acolo unde dumneavoastră o să le recomandați. Primul job, când a fost, câți bani ați câștigat? Oh, Doamne, țin minte că activam la Clubul Minier din Vulcan și eram la școală. Și în vacanță tata nu mă lăsa să merg, că mă trimitea pe la ui, pe la vaci, la treabă, la munca câmpului. Și atunci ăștia, ca să îl influențeze pe tata, să mă lase, să zice, păi hai că o băgăm la mină, la Vulcan. Am fost curieră 2 luni și jumătate și primii bani care i-am câștigat a fost, i-am cumpărat lui mama o fustă de tergal și mie mi-am cumpărat ciorapi cu model. N-am să uit niciodată. Câte sute de lei? Cum e, sau păi mii? Cred că vreau și eu, nu, era sute. Nu mai știu, vreo
câștigam vreo 800 de lei, mi-au dat destul de mult. Erau bani foarte mulți, dar pentru ca părinții mei să mă lase să activez la acel club. Ăla mi-a adus primele mele satisfacții și le mulțumesc celor care mai sunt în viață. Domn senator, primul job, fost miner și dumneavoastră. 10 ani. Da, am fost 10 ani, dar prima dragoste a fost strungăria. Am fost strungar carusalist. Eram cel care, da, din păcate, da, eram cel care făcea moletele, roțile acelea mari, cu care ulterior am intrat în mină. Deci mai întâi am lucrat vreo 2 ani de zile pe un strung mare de tot și eram foarte fericit că acolo lucrau doar profesioniștii. Am avut parte de oameni de meseriași foarte buni care m-au învățat, am câștigat și bani suficient, să zic așa, pentru a ajunge la facultate, pentru că am început de jos, cum se spune. Am făcut liceu, după aceea facultate, după aceea masterele și așa mai departe. Și după aceea facultate de științe politice, pentru că eu am considerat că dacă vrei să faci o meserie în practică foarte bine, trebuie să știi și teoria. Și sigur că asta a fost primul job, n-a fost simplu, am dus acasă cu bătături multă vreme, adică 2200 și ceva de lei și primul meu, în 1990 am luat primul salariu și primul lucru pe care mi l-am cumpărat, trebuie să vă spun, a fost o pereche de blugi piramidă, așa le zicea. Da. Pentru că atâta timp cât a fost copil, părinții mei, din păcate, nu și-au permis să-mi cumpere și asta a fost primul meu vis, să am această pereche de blugi pe care mi-am achiziționat. Așa că le spun tuturor tinerilor că chiar dacă nu este mare primul salariu, la nimeni n-a fost mare, este important. Pentru că ăla l-apreciezi și uite, nu-l uiți. Dacă mă întrebați ce am făcut cu penultimul meu, penultima indemnizație, nu mai știu să vă spun. Dar cu primul salariu nu o să uit toată viața. Excelent. Domnul Stancu, înainte de Revoluție, primul job? Primul job al meu a fost, după ce am terminat profesional, am fost la mina Uricani, electrician, și primul salariu a fost de 1200 de lei. Banii bunicei și pe vremea aceea. Sigur, erau foarte buni și cu primul mi-am cumpărat o bicicletă. Hai să vorbim și cu o domnișoară de aici care e nerăbdătoare să spună câteva cuvinte. Cum te cheamă și de unde ești? Miruna și sunt din Petroșani. Din Petroșani. Câți ani ai? 8. Ia spune-mi, la tine nu e cazul de primul job care l-ai avut. Ce vrei să te faci când vei fi mare? Care vrei să fii prima ta meserie? Bucătăreasă. Bucătăreasă. Apropo, bravo, apropo de bucătăreasă. Apropo de bucătăreasă, pentru că suntem gazda aici la domnul Stancu, ce nevoie de posturi, de locuri de muncă aveți și aici, la restaurant și la pensiunea dumneavoastră? Eu cred că este mult mare nevoie de locuri de muncă, adică sunt locuri de muncă, dar să știți că personal este foarte puțin, foarte greu se găsește. Tocmai de aceea emisiunea noastră, uite, vă dă posibilitatea, o să apară și număr de telefon să vă sune lumea din zonă. Ce aveți noastră nevoie acum urgent să angajați pentru sfârșitul verii, începutul toamnei? Urgent am barman ospătar și o bucătăreasă mai deosebită. Deci a trebuit să o așteptați pe micuța să facă bucătăreasă. Ce salariu vreți să le dați? De la cât pornește, să zicem? Vreau să le dau minim pe cuie și dacă merg mai repede să le dau multe premii. Adică și în bani și zile și poate să meargă și în străinătate. Să se perfecționeze sau ca excursii? Ca excursie. Și de perfecționat, probabil că vine perfecționată, că aici are ce să învețe. Soția mea este chiar bucătăreasă, cum este fetița, care a învățat de mulți ani și chiar o fericit că face o mâncare extraordinară. Spuneți-ne, doamna Elena, un secret al dumneavoastră. Care e cea mai bună mâncare de aici, din Valea Jiului, pe care știți să o pregătiți? Super, am văzut. Cea mai bună mâncare și pe unde m-am dus le-am spus, bă, plăcinte de cartofi cum se, la Mămârlănești, cum se fac la noi în vale, nicăieri. Și pe unde am făcut, când m-am dus la diferite emisiuni cu gătitul și le-am dat, într-adevăr, toți mi-a spus, domnule, sunt nemaipomenite. Mulțumim, domnule senator Voichițoiu, patronului de aici de la Amici, domnul Stancu, doamna Elena Merișoreanu, ne cântă acum în exclusivitate pentru telespectatorii emisiunii La Muncă în Europa.
și nevoi, în mine-i Dumnezeu. Din mine osteniți, se pare că